La Breaking the News, sunt Denisa Catrinu, iată că începem o nouă emisiune. Astăzi am ales două teme destul de importante, pentru că și vremea de afară cred eu că ne ajută. Discutăm despre inteligența intuitivă și apoi în ora a doua vom discuta despre omul frumos. Desigur, toate acestea alături de Ioana Dumitru, doctor în psihologie. Ioana, bună dimineața și... Bună dimineața și pe vremea asta îți mulțumesc că ai ajuns. Da, într-adevăr. Să le mulțumim și autorităților că sunt prompți ca de fiecare dată, da? Știi, eram așa prin cazematele acelea de zăpadă, trebuie să ajung. Păi la noi cam așa e în România, cu cazemata de zăpadă, deși avem câțiva da, nu pot să-mi dau seama de și... ce se întâmplă, mai ales că totuși vorbim despre o iarnă destul de întârziată, adică totuși. Tocmai. Vreau să spun bună dimineața și telespectatorilor noștri și în mod deosebit aș vrea să salut un admirator al emisiunii tale, pe domnul Vlad Pierșinaru, care întotdeauna ne dă feedback-uri după fiecare întrevedere a noastră, un om extraordinar de sensibil și de drăguț și am simțit această nevoie să îi transmitem un gând bun pe această vreme destul de dificilă. Să salutăm și noi și îi mulțumim pentru că alege Absolut TV, de asemenea că se uită la Breaking the News în special. Avem destul de admirator, să știi, și nouă și mie îmi scriu pe atunci când ești tu prezent, îmi dau acolo lista de întrebări, de aceea okay. Tot timpul te... Ok, de aceea avem o sursă inepuizabilă, da, de întrebări și teme. Faptul că e solicitată, Ioana, eu zic că este un lucru destul de bun, da? Spuneam că discutăm despre inteligența intuitivă și mai exact chestia cu al șaselea simț. Da. Aș fi tare interesată să știu ce este acel al șaselea simț, știi, când am citit, zic, ce-o fi asta. Da, știi, Denisa, într-adevăr, în general, oamenii de știință tot încearcă să-și explice și să găsească o serie de, eu știu, caracteristici ale individului, ale individului uman, din dorința de a găsi, să spunem așa, alternative pentru o adaptare mult mai eficientă a noastră, a oamenilor, la mediul în care trăim. Inteligența, căci ar trebui să pornim de la conceptul de inteligență, este un subiect destul de controversat chiar și pentru psihologi. Și spun acest lucru deoarece deși se încearcă diferite operaționalizări ale acestui concept, începând cu definirea din punct de vedere etimologic a cuvântului, da, care vine din latinescul inteligere, care înseamnă a înțelege, se referă la, practic, inteligența se referă la capacitatea noastră de a rezolva probleme, de a cunoaște, de a cunoaște realitatea, de a operaționa cu aspecte concrete ale realității în vederea, desigur, soluționării diferitelor situații cu care noi ne putem confrunta. Sigur că da, există mai multe accepțiuni vis-a-vis de acest concept de inteligență, pornind de la ideea că în literatura de specialitate se vorbește încă de prin anii 1900, cam așa, se vorbește despre inteligențele multiple și aici includem pe de-o parte inteligența ca și coeficient de inteligență, respectiv cea pe care adesea noi o asociem cu inteligența academică și pe de altă parte, desigur, putem să vorbim despre o inteligență kinestezică, despre o inteligență interpersonală și intrapersonală. Ulterior a apărut și noțiunea de inteligență emoțională și tot așa. Având în vedere faptul că toate aceste emoțiile concepte... ai văzut în ultimul timp, stăm cam prost. Da, așa este. Și o să-ți explic imediat și de ce. Da. Discuția de astăzi, eu vreau să precizez încă de la bun început, că are niște fundamente științifice. Aspectele care țin de zona aceasta de psihologie sunt cele pe care eu le pot gestiona și pe care le pot controla. Ce ține, de exemplu, de fizică, de fizică cuantică și așa mai departe, sunt convinsă că specialiștii în domeniu ar putea la o adică să vină și să-mi dea o mână de ajutor
ajutor. Să ne ajute și ei la rândul lor. Da. Deci, ce ține de domeniul acesta al fizicii, nu o să intru prea mult în detaliu, o să dau informațiile și atât, pentru că nu este domeniul meu. Dar revenind la ceea ce spuneam, deci pornind de la conceptul acesta de inteligență, sigur, accepțiunile au variat de-a lungul timpului în abordările psihologice, în sensul în care prima sau primul și cel mai acceptat, aș spune, model de abordare a acestui concept a fost acela al inteligenței ca și coeficient de inteligență. Coeficientul de inteligență având și o formulă după care se calculează și înseamnă raportul dintre vârsta mentală pe supra vârsta cronologică înmulțit cu 100. Deci așa se calculează coeficientul de inteligență. Vârsta mentală fiind cea determinată de către noi de psihologi prin aplicarea unor probe, iar vârsta cronologică fiind vârsta pe care o are subiectul. Da. Această abordare a fost realizată de către cel care a și realizat primul test de inteligență, respectiv bine, după care acesta a fost îmbunătățit și a apărut o nouă scală, Stanford bine, foarte cunoscută și des utilizată de către psihologi. Asta în situația în care, eu știu, dintre telespectatorii noștri, chiar aleg să își determine un coeficient de inteligență, este bine să folosească niște instrumente care într-adevăr să fie standardizate, respectiv să aibă criterii de validitate și fidelitate și nu să facă orice gen de test online luni de bun. Acelea, da. Da, tocmai de asta. Eu de asta și vin și adun niște argumente pentru că, vedeți dumneavoastră, atunci când determinăm anumite caracteristici psihologice ale individului, este bine să le facem profesionist, pentru că oamenii au tendința să ia anumite rezultate, ca și rezultatele de la analize de altfel, ca pe niște aspecte general valabile pentru viața lor, și atunci există un impact inclusiv la nivel mental și inclusiv la nivel emoțional și afectiv, care cu siguranță determină comportamentul ulterior al acestora. Deci, recomandarea ta este să nu le facem pe acelea, ci să apelăm la un specialist. Da, ideea este că și mai mult decât atât, mai am o altă chestiune, că tot suntem pe această breșă a discuției. Atunci când vorbim despre o testare psihologică, nu doar din punct de vedere al inteligenței, este bine să știm că există mai multe aspecte psihologice ale vieții individului, care nu țin doar de, eu știu, această sferă a aptitudinilor, respectiv inteligența sau, eu știu, raționamentul verbal, raționamentul logic, memoria, atenția, ci sunt și elemente care țin de personalitate și de sistemul de personalitate și implicit vor exista și instrumente care să evalueze acest lucru și totodată există și alte, eu știu, realități psihologice ale noastre, cum ar fi diverse abilități sau capacități de genul inteligenței emoționale, capacitatea de reacție la stres și la situațiile stresante, care, dacă într-adevăr o persoană își dorește să își facă un profil psihologic, lucru pe care eu îl recomand tuturor, este să se adreseze unui specialist în domeniu care să se și priceapă în ceea ce privește psihodiagnosticul și utilizarea instrumentelor destinate acestei arii a psihologiei. Dar revenind la ceea ce spuneam, căci pornisem de la conceptul de inteligență, desigur, dincolo de această capacitate a noastră rezolutivă, capacitate de a analiza, de a lua în calcul toate opțiunile, de a lua deciziile corecte, inteligența poate semnifica și abilitatea individului de a se adapta
într-o manieră ok, să spunem așa, la mediu, indiferent că vorbim despre mediul social, mediul profesional sau mediul familial. Desigur, conceptul acesta de inteligență, el a fost îndelung dezbătut din mai mult sau în legătură cu mai multe aspecte sau realități ale psihologiei. Pe de o parte, inteligența este dezbătută atunci când discutăm despre gândire, dar pe de altă parte, cu siguranță, inteligența face parte din sistemul personalității, care categoric asigură felul în care individul se raportează și acționează în mediul de proveniență. Revenind la ceea ce spuneam, și anume faptul că de-a lungul timpului au apărut diferite concepte și legate de inteligență și diverse paradigme care, atenție, au și fost testate. Pe asta spun, parcă dintr-o dată ne-am trezit cu așa de multe concepte, cum spui tu, încât... Așa este. Știi, spui întrebarea, înainte nu existau? Ba da, doar că... Existau, dar știi... Nu se pune accentul așa de tare. Într-adevăr, pe de o parte. Pe de altă parte, este important să rețină și telespectatorii noștri faptul că din dorința aceasta a omului de a studia, de a găsi noi resurse și alternative pentru a îmbunătăți viața, de ce nu, oamenii de știință sunt puternic preocupați de tot ceea ce ține, eu știu, de noi și noi abordări, noi și noi modele teoretice, noi și noi paradigme, iar psihologia ca și știință, dacă stăm să ne uităm un pic în istoria ei și ca evoluție, tocmai așa s-a și dezvoltat. A apărut un curent sau o forță și imediat după, la o perioadă de timp, a apărut, să spunem așa, o replică la acel curent, care de obicei se opunea primului curent. Și atunci, evident că și în acest domeniu al inteligenței, a apărut această noțiune de inteligențele multiple, care a reprezentat, practic, să spunem așa, preambulul pentru noul concept, care, de altfel, consider eu că în ziua de astăzi, din secolul 21, nu mai este chiar atât de nou, respectiv inteligența emoțională. Și de ce aceste două concepte de inteligență și inteligență emoțională, ca ulterior să ajung și la inteligența intuitivă, sunt atât de importante? Pentru că... Păi înțeleg că ai luat și în ordinea lor, da? Cam așa, da. Așa. Exact. Ideea este că, draga mea Denisa și dragi telespectatori, cercetările, și există cercetări validate științific, deci studii ample realizate, au demonstrat faptul că persoanele care au un IQ ridicat, dar pe de altă parte au un nivel al inteligenței emoționale redus sau mai redus, dacă noi denumim coeficientul de inteligență IQ în engleză, în limba engleză inteligența emoțională este denumită EQ, adică Emotional Quotient. Și s-a demonstrat faptul că persoanele cu un IQ ridicat ajung de-a lungul vieții să lucreze, să spunem, sau să fie subordonați persoanelor care nu neapărat au avut un IQ ridicat, ceea ce evident evident, nu i-a calificat neapărat, inclusiv în școală, la niște performanțe extraordinare, ajung să fie șefii, liderii, celor care au IQ-ul ridicat. Cu alte cuvinte, este foarte probabil ca o persoană care, deși, eu știu, este foarte inteligentă, și aici mă refer la inteligența aceasta academică, în școală, să ajungă să lucreze pentru o persoană care nu a fost neapărat un performer extraordinar în școală, dar are sau și-a dezvoltat această inteligență emoțională. Inteligența emoțională are două aspecte clare. Odată un aspect intrapersonal și altă dată un aspect interpersonal. Când vorbim despre aspectul intrapersonal, ne referim la tot ceea ce ține de noi. Mai precis, sfera noastră emoțională, capacitatea de a recunoaște și de a numi emoțiile pe care le trăim, capacitatea de a le manageria și de a le gestiona eficient,
Și nu în ultimul rând, aspectul interpersonal, adică cel care ne leagă de mediul social, abilitatea de a recunoaște emoțiile în seamănul nostru, de a le gestiona corespunzător, atât pe ale noastre, cât și pe ale interlocutorului nostru. Pe de altă parte, inteligența emoțională mai aduce în discuție concepte precum empatia, respectiv abilitatea de a putea păși în pantofii celuilalt și de a simți tot ceea ce simte el, și nu în ultimul rând asertivitatea și comportamentul asertiv, adică abilitatea umană de a face tot ceea ce îi stă în putință pentru a se realiza fără a face rău celor din jurul lui. Astea două ultimele, știi, sunt așa mai pentru noi românii. Și nu știu dacă neapărat pentru noi românii. Eu consider, și aici o să deja o să fac așa o punte. E greu să te pui, știi, papucii celuilalt și să simți ce simte el. Dar este greu, putem. Dar crede-mă pe cuvânt că această abilitate este una educabilă. Și pe de altă parte, această capacitate de empatie consider eu că oferă oamenilor o posibilitate ieșită din comun, și anume aceea de a clădi împreună și de a milita pentru o lume mai bună. Și aici o să vin și deja o să spun câteva lucruri despre această inteligență intuitivă sau al șaselea simț. De-a lungul timpului, marile teorii în domeniul psihologiei, începând cu abordarea piagetiană, și anume aceea că există o stadialitate în dezvoltarea gândirii, care pornește tocmai din acest stadiu între 0 și 2 ani al senzorialității și al motricității, militează pentru faptul că omul, la începuturile existenței sale, va cunoaște această realitate prin intermediul simțului. Desigur, în timp, el își va dezvolta capacitatea de analiză, capacitatea de sinteză, capacitatea de a raționa, de a gândi logic, toate aceste lucruri ținând, evident, de emisfera stângă, adică capacitatea omului practic de a fi logic, de a fi analitic. Pe de altă parte, noi nu suntem numai gândire, noi suntem și simțire, evident. Și atunci, de asemenea, cercetările în domeniu au arătat faptul că atunci când omul simte ceva anume, aceste activități sau această activitate este surprinsă pe, ca și activitate la nivel cerebral, pe emisfera dreaptă. Motiv pentru care studii recente arată faptul că atunci când copilul plânge, există o activitate intensă pe emisfera stângă, iar când râde, există o activitate intensă pe emisfera dreaptă. Iată localizările diferite, da? Această gândire intuitivă ține practic de o realitate interioară care se referă la legătura profundă care există, deși noi nu o conștientizăm, între minte și inimă. În clipa în care noi ajungem să facem... Ce greu, nu? Da, este greu, într-adevăr. Eu, de multe ori faci niște lucruri, inima spune ceva, creierul așa altceva. Sunt de acord cu tine, că... dar ești de acord cu mine că există și situații când a existat o curgere foarte lină între ceea ce gândești și ceea ce simți, iar în momentul în care tu ești în acord între ceea ce gândești și ceea ce simți, deja să știi că realitatea fizică imediată a ta se modifică. Și am să spun și de ce. Mulți dintre noi vom spune că acea voce interioară, așa am simțit să fac, deși nu am făcut așa. Așa, da. Da? Așa am simțit să fac, vine de undeva din un străfund al ființei noastre. Aș putea, desigur, să dau aici și o interpretare inclusiv puțin jungiană, să spun, sau arhetipală, aducând în discuție arhetipurile lui Jung, da? Și anume,
Nu râde că nu este de râs. Toată lumea știe că, și sunt convinsă că există mulți dintre telespectatorii noștri care au citit lucrările lui Jung și știu că există în inconștientul acesta colectiv al omenirii acele idei care sunt acceptate pur și simplu și cu care ne naștem. De exemplu, ideea de mamă. Da? Nu râdeam de conceptele astea, râdeam de altceva și spun după aia de ce. Nu, am senzația, când te văd zâmbind, am senzația că... Că nu înțeleg. Nu că nu înțelegi, că intru într-o zonă în care dau foarte multe informații și mă pierd păi în amănunte. Păi nu, altfel și l-aș lua pe etape și aș explica. Da, asta este ideea. Da, eu asta încerc, da. Pentru că noțiunile sunt destul de abstracte. Știu, pentru că ca și al nostru în televiziune este unul care trebuie da, explicat. Da, iar eu încerc decât să... Ca și la doctor când mergi și spune un diagnostic, de nu știu, poți să-l citești. Exact. Domnule, iar eu încerc cât să fac operaționale termenii. Ideea este că, după cum îți spuneam, există chestiunile acelea de simțire care pornesc de undeva din străfundul ființei noastre. Desigur, cercetările actuale în domeniu, chiar de dată foarte recentă, arată faptul că ființa noastră, dincolo de această existență fizică, materială, are și o existență în planul nivelului energetic. Cu alte cuvinte, corpul nostru este sau există și ca dimensiune energetică. Da. Și atunci implicit toate organele noastre interne emană un câmp energetic. Ei bine, dragă Denisa, cel mai mare câmp energetic emanat de un organ intern este câmpul energetic al inimii. De asemenea, există o glandă, sau mai degrabă zis, o anumită zonă cerebrală denumită glanda pineală, da. Care se ocupă și care este sediul... Fix la jumătatea creierului, nu? Da. Și care este sediul tuturor acestor, eu spun... Și are forma cumva de pineală, nu știu, ca un ananas, ceva de genul. Da, știu că s-a, da. Da. Și este sediul tuturor acestor, să spun așa, trăiri pe care individul le poate avea. Dacă noi am fi făcut, de exemplu, în situația aceea în care spunem, domne, instinctul mi-a spus să nu fac așa, dar eu am făcut exact invers. Deci acea glandă este de vină? Nu neapărat că este de vină. Este implicată în generarea chestiunilor de primă trăire, chestiunilor de intuiție, chestiunilor care țin de acea zonă pe care noi o numim cumva al șaselea simț, da? Care reprezintă tocmai acele răspunsuri care vin la solicitările din mediul extern, dinăuntru ființei noastre, din această zonă sufletească, din această zonă a inimii. Dacă noi ne-am asculta mai mult această parte, fără să intervenim cu raționament, fără să intervenim cu judecată, fără să intervenim cu aspecte logice, și am încercat cumva să armonizăm chestiunile care țin de gândire și chestiunile care țin de simțire, am constatat că ar exista o mai bună funcționare a noastră, pe de o parte, și pe de altă parte, o mai bună capacitate de relaționare cu mediul extern. Pentru de că... acord, dar se întâmplă uneori să luăm decizii greșite. Da. Clar. Mergând pe această idee. Se întâmplă, bineînțeles, să luăm, nu mergând pe această idee, atunci când există relația de armonie între ceea ce gândești și ceea ce simți, nu prea ai cum să iei decizii greșite. Când este cea de armonie, da. Da. În momentul în care apare această problemă, eu știu, de dialog între ceea ce simți și ceea ce gândești, da, atunci, într-adevăr, se pot isca conflicte, atât conflicte intrapersonale, cât și conflicte interpersonale. Da? Și, din păcate, aceste situații sunt din ce în ce mai des întâlnite în ziua de azi. Ideea care vreau eu să o spun este că atunci când noi armonizăm instanțele vieții noastre, să spun așa, ceea ce gândim, ceea ce simțim și cum acționăm, se constată, englezii îl denumesc flow, acea curgere lină a tot ceea ce faci tu și mai mult decât atât, relațiile cu mediul extern sunt armonizate. Asta pentru că
exact cum spuneam mai devreme, energia emanată de tine, deci câmpul electromagnetic din jurul tău, se modifică. Și modificându-se acesta, implicit el va interacționa altfel, influențând și alte câmpuri electromagnetice. Sigur, asta se leagă pe de-o parte și de noile curente propuse de către fizica cuantică și, bineînțeles, putem să facem o sinteză și a acelor principii universal valabile, de genul că ce ție nu-ți place, altuia nu face, ce semenea aia vei culege, și o să-ți explic imediat și legătura. Ideea este că atunci când tu generezi ceva negativ, implicit, nu doar prin cum acționezi este generat acel lucru mai puțin plăcut, mai puțin pozitiv, ci totodată și prin ceea ce simți tu și prin ceea ce gândești tu. Da? Și atunci, evident, câmpul tău electromagnetic se modifică. Și modificându-se acest câmp electromagnetic, implicit el va interacționa cu alte câmpuri electromagnetice și, existând această uniune, pentru că cercetătorii au arătat faptul că noi, de fapt și de drept, comunicăm în acest fel cu alți semeni de-ai noștri, să știi că ajungem inclusiv să influențăm câmpul electromagnetic al planetei și influențând acest lucru, evident, acesta se modifică. Și nu mai departe de alte ediții, spuneam că polaritatea Pământului, studiile arată că este în schimbare, lucru care ne afectează. Și știm cu toții cât de mult afectează câmpul electromagnetic al planetei stările noastre de bine. Suntem acum, trebuie să avem primăvară, avem iarnă, da? Ca dovadă. Iată. Eu sunt convinsă că aceste modificări de natură, eu știu, care la un moment dat pot părea amuzante sau haioase sau ai tendința să nu le bași prea tare în seamă, mai devreme sau mai târziu își pun amprenta asupra felului tău de a fi, de a exista, de a te adapta și readapta la niște situații cu totul și cu totul noi. Și de ce spun asta? Spun acest lucru pentru că inclusiv aceste schimbări meteorologice consider că nu sunt de bun augur. Și nu sunt de bun augur pentru că nu este normal ca în luna decembrie să fie temperaturi de primăvară și în luna martie, iată, să vină Crăciunul și să-l așteptăm pe moșu. Da? Lucrul acesta interacționând cu capacitatea noastră de a ne adapta și capacitatea noastră de a da rezultate ok în toate activitățile pe care le întreprinde. Deci, iată cum există o legătură, cum oamenii au început să studieze la începuturile evoluției și psihologiei ca știință, în primul rând niște capacități și niște abilități de genul inteligenței, după care acest concept a fost mult mai studiat și implicit au apărut și noi abordări, cum ar fi această abordare a inteligențelor multiple, putându-se vorbi și despre o inteligență interpersonală și una intrapersonală, denumită adesea, desigur, și o inteligență socială, toate aceste trei tipuri de inteligență fiind prinse sub umbrela conceptului de inteligență emoțională. Și iată cum, pe măsură ce noi, se spune, bineînțeles, că ne îndreptăm către o altă dimensiune a cunoașterii, în sensul în care se încearcă să se facă o legătură între ceea ce gândești, ceea ce simți și cum acționezi și să armonizezi toate aceste lucruri, sigur, și pornind și de la vechi principii și principii universale, cum că întotdeauna orice acțiune a ta pe care o vei întreprinde va da naștere unui răspuns în univers, a apărut, desigur, tot ceea ce v-am povestit eu mai devreme, poartă denumirea de inteligența inimii și este un concept foarte nou, care această a apărut în Statele Unite ale Americii, care pune în legătură existența noastră fizică cu existența noastră în plan energetic, vorbește despre aceste câmpuri electromagnetice care sunt niște realități, încă o dată repet, deși poate părea ciudat ceea ce vă spun eu, dar
sunt convinsă că dacă telespectatorii noștri ar studia de aproape aceste informații, ar găsi suficient de multe articole și articole științifice bazate pe experimente care demonstrează faptul că noi într-adevăr avem și un corp energetic și implicit acest corp energetic emană în jurul nostru un câmp electromagnetic. Sigur, acest concept de inteligența inimii vine și spune faptul că noi oamenii putem comunica prin intermediul acestui câmp electromagnetic și că atunci când ar exista o curgere normală între ceea ce gândim și ceea ce simțim, cu alte cuvinte, atunci când ne-am putea înțelege și ne-am putea accepta inclusiv informațiile sau mesajele primite pe calea celui de-al șaselea simț, care de fapt și de drept reprezintă intuiția noastră, atunci, în mod cert, am putea influența și optimiza atât activitățile noastre individuale, pe de-o parte, cât și capacitățile noastre de relaționare cu ceilalți. Înțelegi? Și în acest fel, revenim la o chestiune care aduce în prim plan faptul că emoțiile în general și stările afective, ele au o anumită intensitate și implicit au și o anumită vibrație. Vibrație care poate să fie înaltă sau vibrație care poate să fie joasă. Mă gândesc în funcție de... În funcție de emoțiile pe care pozitive le trăiești. Sau negative, sigur da? Că da. Dacă tu trăiești emoții de natură, tristețe, furie, mânie, invidie, da? Toate aceste lucruri își pun amprenta asupra ta, odată la nivel fiziologic, pentru că veți vedea că inclusiv, eu știu, acești indicatorii ai vitalității de genul tensiune arterială, puls, temperatură, da? Toate acestea se modifică, aducând, bineînțeles, o stare de stres organismului și implicit omul simțindu-se rău, automat, inclusiv la nivel de acțiune, activitatea sa va avea de suferit. Da? Pe de altă parte, în clipa în care noi oamenii suntem pozitivi sau trăim niște stări emoționale de bine, automat acestea sunt asociate și cu o anumită structură cognitivă pozitivă, respectiv emoțiile pozitive vin la pachet și cu un stil de gândire pozitiv și automat se modifică odată starea ta internă, fizică, fiziologică, pe de-o parte, dar în egală măsură există modificări inclusiv la nivelul vibrației în câmpul tău energetic. Da? Iar acest lucru, noi am observat, de exemplu, că în general oamenii care zâmbesc sau oamenii care sunt senini sau oamenii care au capacitatea de a privi drept în ochi, de a avea o privire clară, o privire limpede, sunt mult mai atrăgători pe de-o parte și pe de altă parte sunt mult mai apreciați și mult mai căutați în mediul real, nu întâmplător, pentru că atâta vreme cât tu te încarci cumva cu starea lor de bine, nu? Pe de o parte, te și influențează și pe tine. Da. Și pe de altă parte, acest lucru pozitivează, să spunem așa, nu doar acțiunile celui care le generează, ci și acțiunile tale în legătură cu el. Da? Și o să vin și o să spun alte aspecte, bineînțeles, care sunt puternic studiate de către fizica cuantică, evident, și anume acelea că prin această putere a ceea ce simți și a ceea ce gândești, tu poți deveni arhitectul propriei vieți. Da? Cam asta suntem toți. Într-o măsură mai mare sau mai mică. Pentru că știi ce se întâmplă, Denisa? În realitate,
Și realitatea asta este. Poate că nu întâmplător și polaritatea Pământului a început să se schimbe. În sensul în care se tinde să se, tinde să se creadă că se merge către inversarea celor doi poli. Lucru care are puternici repercusiuni asupra adaptabilității noastre. Poate că nu întâmplător există tot mai multe suferințe în plan fizic ale oamenilor. Poate că nu întâmplător ne confruntăm cu flagele reprezentate de boli, reprezentate de boli uneori necruțătoare. Știi, există o lucrare, de altfel scrisă de o mare personalitate pe care eu o recomand tuturor telespectatorilor noștri, lucrarea profesorului universitar Dumitru Dulcan, denumită Inteligența Materiei, care, ce spune domnul profesor în lucrarea sa? Domnul profesor spune că noi avem capacitatea inclusiv de a ne autovindeca. Știu că poate părea o chestiune, eu știu, demnă de critică pentru cei care sunt mai degrabă... Dar domnul profesor este neurolog, da? Da, adică este neurolog și este și medic psihiatru. Da. Și domnul profesor spune foarte clar următorul aspect. Am văzut că se bazează foarte tare pe această... Deci, exact. Practic, domnul profesor susține faptul că omul este arhitectul propriei vieți. Și deși este medic, atenție, da, este medic neurolog și este și medic psihiatru. Am vorbit și eu cu dumnealui. Nu întâmplător răspund, da. Da? Deși spune aceste, deși are aceste specializări, iacătă că dumnealui vine cu această idee cum că în clipa în care tu, de exemplu, îi spui unui bolnav un diagnostic, ca și când ar fi o sentință și îi spui din start, vai, diagnosticul tău este necruțător, mai ai speranță de viață, nu știu, trei luni. Da. Da? În momentul acela tu deja i-ai sabotat lui orice șansa spre da. Vindecare sau șansa măcar spre ameliorare. Sigur, au păi existat. Da, pentru că vezi tu, noi suntem obișnuiți să mergem la doctor, să primim rețeta așa, să mergem cu punguța de pastiluțe. În momentul în care mergem la un asemenea doctor și te ia pe altă cale, da, și încearcă să-ți deschidă alte, nu știu, idei, da, ți se pare cumva suspect. Ți se pare ceva dubios și ți se pare ceva ciudat. Și știi de unde pornește acest lucru? Acest lucru pornește tocmai din faptul că oamenii au tendința de a fi foarte reticenți și de a avea o rezistență din aceasta la schimbare ieșită din comun, bazată în primul rând pe lipsa informației, adică pe necunoaștere. Da. Dom'le, dacă vin specialiști în diverse domenii, uite, de exemplu, eu pentru a vorbi așa despre inteligență, despre inteligența emoțională, despre această inteligență intuitivă, despre inteligența inimii, despre concepte precum curgerea aceasta lină între ceea ce gândești și ceea ce simți, am studiat materiale foarte ample. Am pus și am analizat concepte din diverse zone. Da? Numai departe de ceea ce afirmam și anterior când am început emisiunea, am spus clar că anumite zone sunt într-adevăr foarte bine stăpânite și le înțeleg foarte bine, dar alte zone, de exemplu cum ar fi principiile fizicii cuantice sau demonstrațiile care există în acest domeniu, nu am cum să le susțin eu din punct de vedere științific, pentru că nu este domeniul meu, nu este sfera mea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă îndoiesc de ceea ce spune comunitatea științifică din acea zonă. Asta nu înseamnă că dacă, de exemplu, intru în posesia unui material, cum este această carte a domnului profesor Inteligența Materiei, înseamnă că trebuie să o evit sau nu trebuie să cunosc sau nu trebuie să citesc și să studiez în așa fel încât să fiu informat. Ideea este așa, mai mult decât atât, domnul profesor pornește din plan fiziologic, deci din planul celulei și spune că în noi există potențialul acesta de vindecare, celulară, atâta vreme cât avem capacitatea de a gândi pozitiv și de a simți pozitiv. Mai mult decât atât, se pornește de la acel exemplu simplu, cum că în clipa în care îți relaxezi chipul, nu stai încruntat, automat o doză de stres
exercitată asupra organismului este diminuată. În momentul în care tu stai foarte încruntat, spune domnul profesor, atunci, doar prin acest simplu gest, apare o tensiune în organism, o tensiune care, alăturată și de alți, eu știu, agenți stresori care acționează din exterior asupra ființei tale, rezultă evident stresul și automat rezultă probleme atât la nivel psihologic cât și la nivel fiziologic. Și de asta, desigur, pentru că, vedeți, noi suntem într-un schimb continuu cu mediul, da? În momentul în care tu te simți rău, automat că și ce dai afară către mediu este tot rău și automat că și ce vei primi va fi la fel. Și de asta lucrurile merg pe un făgaș uneori atât de negativ în această lume, că până la urmă dacă aceste noțiuni ar fi stăpânite de foarte mulți oameni și am practica efectiv această manieră de abordare a realității zi de zi, cu siguranță viața noastră ar fi mult mai bună și viața noastră ar fi mult mai frumoasă. Da? Dar oamenii, pe de-o parte, pornesc de la o incapacitate de a se autocunoaște și de a ști exact... Păi, de fapt, asta e problema, da. De fapt, de aici începe totul. De aici începe. Odată lipsa informației, lipsa dorinței de a studia, de a cerceta, da? Lipsa dorinței de a evolua și această proiecție care provine mai degrabă din zona aceasta a ego-ului, adică ce spune X, ce spune Y, cum aș vrea să fiu de fapt și de fapt nu pot. Cum trebuie să fiu, da. Cum trebuie să fiu și de fapt nu sunt. Cum este celălalt, pentru că apare această comparație și de ce nu trebuie să recunoaște. Și sunt convinsă că telespectatorii noștri s-au întâlnit de-a lungul existenței lor cu situații în care au stârnit poate invidie sau poate au invidiat. Da? Aceste lucruri sunt chestiuni general umane. Numai că trebuie să conștientizăm că aceste lucruri nu ne fac bine. Da? Nu de puține ori, să știi, chiar relativ recent, m-am trezit pusă în diverse situații în care poate persoane din exterior au proiectat lucruri, chestiuni care probabil proveneau din interiorul lor, legate de ce aș putea să fac în caz că, da? Și creându-și un scenariu din acesta extraordinar de irațional, care de fapt scenariul era plămădit de mintea și de simțirea lor, m-au atras în tot soiul de situații mai puțin plăcute, în care poate a trebuit să dau o serie largă de explicații, să caut o serie largă de dovezi în plan concret, astfel încât să mă dezvinovățesc. Eu vorbesc de experiența mea, care sunt convinsă că experiența mea este experiența multora, da? Da. Doar pentru simplu fapt că cineva, dintr-o lipsă de, eu știu, capacitate de gestionare a unor emoții negative și o incapacitate de a-și menține un raționament sănătos, au putut să-și creeze un scenariu în care eu acționam precum Maleficent, da? Și, dar totul era ipotetic, pentru că eu în niciun caz nu am făcut sau nu aș fi fost capabilă să fac ce s-a gândit persoana respectivă că aș putea să fiu capabilă să fac. Și atunci au luat hotărârea de a acționa în plan concret și știi cum este? Când te simți amenințat, care este principala formă de reacție sau cea mai des întâlnită? Este atacul, da? Eu mă simt amenințată, Denisa, de prezența ta, automat că voi începe să te atac. Dar asta rezultă din faptul că nu am capacitatea să recunosc că, de fapt și de drept, eu te percep pe tine ca pe o amenințare și să-mi clarific de ce anume te percep eu pe tine ca pe o amenințare. Sau, eu pe tine, Denisa, te invidiez pentru că, uite, ai părul întins, ești brunetă și în acest moment ai părul mai lung decât al meu. Da? Bun. Motiv pentru care de câte ori te voi vedea, voi începe să îți caut tot felul de noduri în papură, defecte, să te comentez. Da. Da? Pentru că eu nu am capacitate de fapt și de drept să spun față de propria în persoană că mi-aș dori poate și eu părul întins și mi-aș dori și eu părul lung și să încerc să găsesc soluții. Fie să merg la un coafor
să fac un tratament de întindere a părului și să aștept să-mi crească părul, în loc să mă centrez, să elimin din interiorul ființei mele toate chestiunile negative, toate mizeriile și să le proiectez pe tine. Când de fapt și de problema nu este, Denisa, la tine, că tu nu mi-ai făcut nimic. Problema este la mine, pentru că eu am o problemă cu mine însă. Spuneai că sunt acele persoane toxice care asta fac. Da. Și sunt din ce în ce mai multe. Tocmai eu, de aceea mi se pare la fel de interesată și discuția din a doua oră, respectiv aceea a omului frumos, cum sunt oamenii frumoși, pentru că se constată din ce în ce mai mult prezența acestor persoane toxice sau mai există un nou concept destul de dezbătut, să știi, acela de vampir energetic. Da? Sunt acele persoane care te sugă efectiv de energie, pentru că ei emană foarte multă negativitate în jurul lor, pentru că ei sunt să spunem plini de emoții negative, de tot ceea ce înseamnă ură, frică, teamă, furie, tristețe, mânie, da? Automat gândesc în acest sens, în această direcție și automat ei, ca să-și supraviețuiască, pentru că îți dai seama că și-ar îmbolnăvi. Asta spun. Cu asta da, trăiesc. Și-ar îmbolnăvi propriul organism. Dacă ar trăi altfel. Trebuie să sugă energia vitală a celorlalți. Și de asemenea și în cazul acesta există explicații și experimente concrete, în sensul în care nu ți s-a întâmplat, de exemplu, și ție, ca intrând într-o încăpere unde exista o anumită persoană, o persoană dificilă sau o persoană cu care interacționezi dificil, să te pocnească o durere de cap, o durere de stomac, să te simți obosită, să caști mult mai mult. Ei bine, astea, toate lucrurile acestea, da, se leagă de ceea ce spuneam eu mai devreme, de câmpul acela energetic pe care noi toți oamenii îl avem, corp energetic și câmp energetic pe care noi îl degajăm, care intră în contact cu alte corpuri energetice și cu alte câmpuri energetice și toate acestea interacționând la un moment dat inclusiv cu câmpul energetic al planetei. Că de asta se constată tot felul de fenomene care mai de care mai ciudate și care mai de care mai disarmonice, care influențează și care, uite-te și tu la ce dau naștere. La iarnă, în toată regula, în mijlocul primăverii, e un exemplu. Da? Bun, spuneai că ora 2 vorbim despre omul frumos, dar ca să ajungem să fim niște oameni frumoși, trebuie să parcurgem la toate aceste etape despre care am vorbit în prima oră. Ceea ce am vorbit eu în prima oră reprezintă, să spun așa, un fel de rezumat a unor studii și cercetări și lucrări studiate în timp. Nu vă imaginați asta, că într-o zi am venit și am citit tot. Da, pentru că nu aveam cum. Însă am fost interesată de acest domeniu pentru că sunt interesată în general să mă cultiv și sunt focusată pe această idee de a da sens vieții mele în speță, prin a face lucrurile care îmi plac și care mă mulțumesc, atât intelectual cât și sufletește. Pentru mine nevoia de a cunoaște este o nevoie importantă. Poate că nu toată lumea are această nevoie de cunoaștere. Poate că există, eu știu, persoane de sex feminin, da, care au o nevoie mult mai mare de a arăta foarte bine. Deci nevoia estetică. Și atunci, cunoscându-și, conștientizându-și această nevoie, pot oricând să, facă tot felul de activități care să le îmbunătățească aspectul, astfel încât să li se amelioreze inclusiv starea mentală, dar și totodată starea emoțională. Pentru că atunci când tu ești în acord cu ceea ce ai nevoie și ceea ce faci pentru a obține ceea ce ai nevoie, deja lucrurile sunt mult mai degajate în viața ta și deja, cum să spun eu, ești canalizat și energetic către o anumită direcție, lucru care nu are
cum să-ți cauzeze sau să aducă, eu știu, aspecte mai puțin plăcute în viața ta, atâta vreme cât tu nu te abazi de la țintă. Dar, de cele mai multe ori, oamenii pornesc de la o lipsă de cunoaștere a propriei persoane, o lipsă de cunoaștere a sinelui, da? Și plecând de la această lipsă de cunoaștere, de cunoaștere a sinelui, automat nici nu poți să cunoști sau să-ți cunoști nevoile, de ce ai nevoie pentru a fi un om fericit, pentru a fi un om împlinit, pentru a fi un om mulțumit și în cele din urmă pentru a deveni un om frumos. Da? Iar atâta vreme cât tu nu faci demersurile necesare pentru o cunoaștere obiectivă a ta, în mod cert nu îți vei putea îmbunătăți nici viața. Cu această concluzie vom începe însă după câteva minute de publicitate, pentru că discutăm despre omul frumos, așadar luăm câteva minute de publicitate și revenim la Breaking the News. Am revenit la Breaking the News, așa cum spuneam, în această oră discutăm despre omul frumos. Ora trecută am discutat despre al șaselea simț și despre inteligența intuitivă. Alături de mine se află Ioana Dumitru, doctor în psihologie, și Ioana, spuneam că să începem cumva cu concluzia pe care ai făcut-o ora trecută, da? Da, și spuneam faptul că atâta vreme cât nu există o armonie între ceea ce gândești și ceea ce simți, automat și cum te comporți, evident, automat vor apărea dezechilibre în, atât în interiorul tău, cât și în exteriorul tău. Mai mult decât atât, ce vreau să spun? Vreau să spun faptul că, știi, noi psihologii de obicei ne confruntăm cu acest gen de situații, în sensul în care oamenii ajung să fie puși în diverse situații și intră în ceea ce noi numim crize existențiale. Da, tot mai des. Tot mai des, din păcate, din cauza faptului că, pe de-o parte, nu se cunosc suficient de bine, pe de altă parte, nici nu fac acele lucruri care să le pozitiveze atât viața, cât și modul de a interacționa cu cei din jurul lor. Și eu aș spune, deși poate pare cumva așa ca o sentință, că totul pornește de la lipsa de informație și lipsa de cunoaștere. Pentru că dacă noi, oamenii... Poate ce facem tot la discuția aia ajunge. Da, am începe prin a ne cunoaște pe noi înșine, prin a fi onești și prin a fi cinstiți cu noi înșine, prin a privi lucrurile într-o manieră obiectivă, netrecută prin filtrul acela personal, al experiențelor personale, al propriilor frustrări, al propriilor, eu știu, neîmpliniri sau neajunsuri, lucrurile ar căpăta și cu totul și cu totul alte conotații. Însă, există și acea latură instinctuală a noastră, acea latură instinctuală care pornește din cele mai vechi structuri cerebrale, de unde apar și toate acele emoții oarbe, acele emoții care fac atât de mult rău, de genul furiei, de unde apare și acel instinct agresiv, instinctul de a călca peste cadavre pentru a-ți atinge propriile idealuri, moment în care se uită practic de ceea ce povesteam eu anterior, respectiv comportamentul asertiv. Întrebarea este, de ce trebuie să fim așa când putem să fim și altfel? De ce nu ne dăm voie să evoluăm și să ne îndreptăm și către alte valențe ale propriei existențe? Către acele valențe de natură spirituală, către acele valențe care ne înalță pe noi și care ne despart de mediul sau de reniul acesta din care facem parte și care practic, cum să spun eu, aduce conotații atât de importante și de unicate ființei noastre, încât inclusiv cercetătorii au considerat, chiar și în lanțul acesta al evoluției noastre, da? Omul fiind un mamifer și el, da? Au considerat că există
o verigă neidentificată care ne face pe noi atât de speciali și atât de unici în felul nostru. Adică, dacă noi avem capacitatea și posibilitatea de a alege, deci avem liberul arbitru și avem două variante, o variantă în care putem să facem lucrurile astfel încât să fie frumoase, să fie pozitive, să fie bune, să fie luminoase, de ce întotdeauna ne ținem de niște credințe, sistem de atitudini, de convingeri, chestiuni perpetuate de-a lungul generațiilor care nu au dus în niciun caz la progres, ci mai degrabă... Și nu mai ne schimbăm, da? Suntem în continuă schimbare. Ar trebui să acceptăm, deși Deniza, schimbarea aceasta este foarte dificilă. Și oamenii manifestă rezistență la schimbare. Pentru că în clipa în care tu alegi schimbarea, automat fiind o persoană matură, trebuie să-ți și asumi efectele schimbării. Efectele schimbării care nu sunt doar în ceea ce te privește pe tine, ci sunt evident și în ceea ce privește mediul exterior și oamenii cu care tu interacționezi. Da? Pornind de la această idee de sistem de credințe, deci sistem de valențe, sistem de convingeri, atitudini, este bine ca telespectatorii noștri să știe faptul că de cele mai multe ori acestea sunt învățate sau ne sunt impuse din social, din interacțiunea noastră încă timpurie cu mediul. Atâta vreme cât noi trăim în niște medii nefaste, nocive, exact cum spunea și profesorul Dulcan, da? Automat că mintea noastră este intoxicată, sufletul nostru, tot ceea ce ține de viața noastră afectivă este intoxicat și automat apar repercusiuni, odată inclusiv în plan fiziologic, căci celula are de suferit, pe de o parte, iar pe de altă parte apar acele repercusiuni, inclusiv în planul nostru de acțiune, în planul nostru concret de a ne comporta conform unor pattern-uri, să le spun așa, paternuri învățate, paternuri dobândite prin această interacțiune cu socialul. Dar aici intervine liberul arbitru și intervine acea idee că omul, odată ajuns la maturitate, poate să se informeze. Asta spus, să se autoeduce, da, eventual. Să se autoeduce, poate să cunoască, poate să fie deschis la nou în măsura în care știe că de cele mai multe ori noutatea și noul aduce progresul. Da? Bun. Dacă eu rămân tributar acestui sistem de convingeri și acestor credințe atât de înrădăcinate și totodată negative, cum că este mai în regulă să fiu atent la ceea ce face seamănul meu sau cum își desfășoară activitatea seamănul meu sau este mai ok în loc să recunosc față de mine însă cum că atunci când eu invidiez sau atunci când am sufletul plin de pismă sau atunci când critic foarte tare, de fapt și de drept, mesajul real pe care îl transmit este că și eu mi-aș dori să fiu ca persoana respectivă, dar că nu pot. Și întrebarea normală este de ce nu pot? Păi asta e ideea, din loc să faci ceva pentru tine. Nu pot, pentru mai că... Mai bine stai și... Exact. Pentru că în loc să fac ceva pentru mine, în loc să acționez în vederea dezvoltării mele, în vederea croirii unui drum în viață, în vederea obținerii unei, să spunem, unui sens al vieții mele, da? În vederea cunoașterii tuturor acelor aspecte care țin de propria mea persoană și care țin de, să spunem așa, particularitatea mea, stau să mă uit în grădina lui X, în grădina lui Y, în grădina lui Z și să analizez întotdeauna capra vecinului. Domnule, dacă într-adevăr îmi place, da, ceva,
foarte tare, pentru tine. Pot face acel lucru și eu pentru mine. Niciodată păi nu este greu, prea Ioana, târziu. Să te dai jos din pat eventual, să pui una pe o da. Carte, să da. Te gândești exact. Cum aș putea să fac să fiu și eu ca... Pentru că de multe ori știm cu toții, prin muncă faci chestiile astea, nu vine Denisa, nimeni și ține de așa de-a gata. Munca este cea mai bună metodă de modelare a unui individ. Munca reprezintă totodată și o metodă extrem de eficientă de autodisciplinare. Muncă în, tot, în toate sferele vieții tale. O să vin și o să-ți spun faptul că... de cele mai multe ori, eu am trăit experiențe mai puțin plăcute și știi de ce? Pentru că este foarte dificil să interacționez cu oameni cărora nu le place neapărat să muncească sau care preferă mai degrabă să stea și să taie frunze la câine și atunci încearcă prin diverse metode, care mai de care mai neortodoxe, să saboteze activitatea celuilalt. Vreau să spun că am întâlnit, inclusiv dacă poți să-ți dai seama, deci mie mi s-a părut o chestie de-a dreptul paradoxală, în sensul în care de multe ori există persoane, uite, care, de exemplu, au trebuințe din acestea estetice. Și având trebuințe estetice, aceste persoane vor să arate bine. Da. Sunt persoane care, pentru a arăta într-un anumit fel, trebuie să facă sacrificii sau trebuie să muncească. Inclusiv pentru corpul tău trebuie să muncești, da? Trebuie să ții diete, trebuie să faci sport. Să ai grijă ce mănânci. Să ai grijă ce mănânci, evident, să mănânci totul cu moderație. Iar în clipa în care, vreau să spun, o persoană este la dietă și ajunge să slăbească extraordinar și implicit să-și îmbunătățească aspectul estetic, draga mea, vreau să spun că am întâlnit asta în cercul de prieteni, nu neapărat al meu, dar am suficiente cazuri, în care cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă, cu ghilimelele de rigoare, vine cu tot felul sau tot soiul de ispite culinare. Da? Adică tu știi că omul respectiv duce o luptă, în primul rând, cu sine, de autodisciplină, de autocontrol. Are nevoie de o susținere a propriei motivații pentru a avea rezultate și cu toate acestea, tu sabotezi aceste demersuri. Păi ce înseamnă asta? Înseamnă că la nivel inconștient, tu practic ești cumva gelos, ești cumva invidios pe faptul că celălalt a reușit. Da. Fapt pe care tu nu ai putut să-l faci sau nu ai putea să-l faci din motive care țin strict de tine și atunci ce te gândești tu? Stai puțin să-i pun niște piedici. Adică mie mi se par lucrurile astea cumva, cum să spun eu, niște porniri care țin mai degrabă de o zonă foarte tenebroasă și foarte întunecată a fiecărui individ și pornesc tocmai din această lipsă de cunoaștere, lipsă de sens a vieții lor, lipsă de, eu știu, dorință de a evolua și de a se optimiza. Pentru că în clipa în care tu ești prins în acest proces de autodezvoltare, în acest proces de optimizare personală pe toate planurile vieții tale, draga mea, nu mai ai timp. Nu mai ai timp să îl urmărești pe celălalt. Nu mai ai timp să îți dai cu părerea vis-a-vis de celălalt. Nu mai ai timp pe de-o parte, iar pe de altă parte și acumulezi experiență, da. Experiență care îți oferă o opinie. Asta spun și atunci chiar poți să-ți dai cu părerea și dacă cumva mai ai timp să-ți da, dai, da, dar vezi obiectiv, adică vii și cu argumente, nu doar... Vii cu argumente pe de-o parte și pe de altă parte de să știi că am observat în general și aici mă raportez la oamenii mai înetate decât sunt eu, oamenii pe care eu îi consider modele existente reale pentru mine, am observat efectiv felul lor de a fi și am încercat pe cât posibil să împrumut și eu din atitudinile lor, din comportamentele lor, din felul lor de a fi și din maniera lor de a se adapta. Nu m-am apucat să mă gândesc, domnule, omul acesta care pentru mine este un mentor, da? Omul acesta a ajuns în această poziție pentru că a făcut următoarele lucruri. Ia să văd și eu cum aș putea
să fac și eu din ceea ce a făcut el, astfel încât rezultatul să fie îmbucurător. Acești oameni sunt niște oameni minunați, niște oameni care sădesc și care creează, sunt niște mini-creatori, dacă le putem spune așa, care creează și perpetuează niște modele optime de adaptare și în niște modele, eu știu, în tinerele generații, de oameni care să perpetueze chestiunile pozitive și lucrurile bune. Însă, vei rămâne surprinsă că inclusiv acești... Mi-mi place tot timpul, este un însă și da. Inclusiv pentru acești... că niciodată nu putem să fim așa cum trebuie. Da, inclusiv acești seniori, inclusiv acești oameni care unii dintre ei reușesc să fie modele, iar alții dintre ei pur și simplu sabotează această noțiune de înțelepciune, de mentor, în sensul în care, la un moment dat, ajung să se raporteze sau să se compare cu învățăcelul. Mie lucrul ăsta mi se pare o chestie, cum să spun eu, care din start nu califică respectiva persoană pentru această etapă atât de importantă, după ce ai acumulat diferite experiențe, această etapă de mentorat. Știi? Și cunosc foarte multe persoane care, în loc să se ocupe cu jocurile, care în loc să nu se mai ocupe cu jocurile de culise, cu jocuri de a sancționa sau de a pune bețe în roate unuia mai tânăr, ar putea să-și optimizeze în primul rând activitatea profesională prin învățarea unei limbi străine, ca să nu zic mai multe limbi străine, învățarea unor, eu știu, abilități de utilizare a calculatorului. Știi câte persoane cunoscute și de altfel considerate niște mari experți în domeniile lor de activitate nu pot să vorbească măcar în limba engleză, care este o limbă internațională, este prima limbă de circulație internațională, da? Da. Și vin și spun, păi știi că eu am studiat rusă la școală. Nu e niciun asta nu este argument. O scuză, pentru că vin și ceilalți care chiar sunt niște modele și care, culmea, vei rămâne surprinsă, pe măsură ce omul este mai competent, mai profesionist în tot ceea ce face, în egală măsură și structura lui sufletească și structura lui umană este fix de aceeași calitate. Una sănătoasă, despre omul frumos despre care noi încercăm să vorbim astăzi. Exact. Uite, vreau să te întreb, cum facem să ne schimbăm? Spuneai că primul pas atunci când îți dorești o schimbare este să-ți asumi ceea ce ulterior se va întâmpla și cu tine și cu exact. Cei din jurul tău. În primul rând... Pentru că știi cum vor fi reacțiile, păi da, tu faci așa, până acum nu făceai. Da, corect, așa este. Numai că pe noi nu ne interesează părerea celor din jurul nostru. Bine, poate chiar și familia, că uite, da, suntem într-o familie și vrem să ne schimbăm. Haideți să ne înțelegem, Denisa. În clipa în care eu am această nevoie, nevoia de schimbare, este clar că ceva anume la mine nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Pentru că altfel nu ar apărea această nevoie. Da. Da? Este clar că eu mă simt cumva constrâns de mediul în care trăiesc să fac anumite lucruri cu care ființa mea nu, să spun, nu interacționează și nu se reușește acel gen de relație de echilibru. Atunci apare nevoia de schimbare. Motiv pentru care, în clipa în care am conștientizat că vreau să schimb ceva, înseamnă că din start am o problemă. Da? O problemă care poate fi soluționată. Deci, important este să mă focusez pe soluții. Pe măsură ce eu ajung să implementez acele soluții și să se petreacă schimbarea, automat că și mediul în care eu îmi desfășor activitatea se va schimba. Pentru că percepția lor vis-a-vis de mine se va modifica, da. Eu schimbându-mă. Da? Există persoane din mediu care întotdeauna te vor accepta și te vor iubi pentru cine ești tu, da? Și există persoane din mediu care te vor iubi sau te vor aprecia sau vor fi alături de tine atâta timp cât nu vei face lucruri care să îi deranjeze, lucruri care să îi supere sau lucruri care să le amenințe zona lor de confort. Iar aici includ inclusiv părinții. Există
tipologii de părinți care sunt autoritari, care sunt dominatori, iar în clipa în care copilul ajunge să spună nu, da, și ajunge să spună că nu este de acord, părinții respectiv au un șoc. Da. Wow, ce se întâmplă? Nu mai ești aceeași persoană. Exact. Da? Numai că respectiva persoană face un efort ieșit din comun, și anume face acel efort de a învăța să spună nu, de a-și ridica autostima, de a-și optimiza imaginea de sine și de a învăța ce înseamnă respectul de sine și autoaprecierea. Numai că toate și le este greu acelor persoane? Categoric le este greu. Pentru că odată eu, ca și persoană care sunt în schimbare, mă confrunt cu schimbarea, și doi, mă confrunt și cu reacțiile celorlalți din exteriorul meu. Și atunci când aceștia vin și îmi spun te-ai schimbat, nu mai ești aceeași persoană. Da? De cele mai multe ori pot să mă simt înstrăinat, pot să mă simt însingurat, pot să simt că nu mai aparțin unui anumit mediu, pot să mă simt cumva abandonat. Există în multe diade relații, adică... Și poate tenta să și renunți, să revii la vechile obiceiuri, să fii ce ai fost? Da, clar, poți să ajungi să fii victima unui șantaj de natură emoțională, pentru că oamenii vor spune că atâta timp cât tu vei menține aceste noi schimbări, noi chestiuni care vrei să le implementezi, ei nu vor fi acolo pentru tine, nu vor mai fi nici prietenii tăi, nici, eu știu, iubitul sau iubita ta, nici nu vei mai avea niște relații de colegialitate ok sau confortabile, da? Și în acest context, tu te vezi nevoit de cele mai multe ori, dacă nu ești suficient de puternic și suficient de bine motivat, să reiei din vechile obiceiuri, astfel încât să nu pierzi persoanele respective. Numai că noi nu avem această datorie. Datoria noastră pe acest pământ nu este să ne mulțumim colegii de serviciu, partenerul, soțul, soția sau eu știu șeful, șefa. Da? Datoria noastră pe acest pământ este să învățăm și să determinăm acele aspecte care pe noi ne fac fericiți. Da? Iar starea noastră de bine la rândul nostru, este bine să știe și telespectatorii noștri, că nu este responsabilitatea nimănui. Nu este responsabilitatea nimănui, nu este nici responsabilitatea partenerului, nici responsabilitatea părinților, nici responsabilitatea colegilor de serviciu. Deci nu este responsabilitatea nimănui, ci este doar responsabilitatea noastră. Da? Atâta vreme cât noi luăm decizia să facem ceva cu viața noastră, vom reuși. Atâta vreme cât pornim de la niște asumții și niște principii sănătoase. Atâta vreme cât vom putea renunța la tot ceea ce este vechi, la tot ceea ce este, eu știu, perimat, și vom avea capacitatea să înlocuim acele convingere, acele credințe atât de, să le spunem, iraționale, disfuncționale, da? Și să ne asumăm rolul nostru de eroi în propria poveste, vom reuși să facem lucruri cu adevărat minunate. Dar și acest lucru presupune o muncă și când presupune un mă efort. Sperii, știi? Că sunt curioasă, dar ce urmează? Dar și acest lucru presupune efort și presupune asumare și presupune muncă. Pentru că automat când eu ajung să le spun părinților nu, da, ei îmi vor respecta poziția, dar în egală măsură vor fi nevoiți să, să respecte și eu la rândul meu să respect când și ei vor spune poate nu. Dacă eu, în schimb, de exemplu, sunt o persoană de lăsătoare, da? Sunt o persoană care nu-mi place să fac lucruri și prefer să primesc ajutorul din partea lor, da? Nici eu nu am cum să le spun lor un nu categoric. Pe măsură ce eu voi investi în autonomia mea, în independența mea,
în egală măsură mă voi putea desprinde de ei. Pe măsură ce noi vom conștientiza că noi suntem responsabili pentru starea noastră de bine și că prin cunoaștere, prin efort, prin muncă susținută, chiar putem să facem ceva pentru a ne îmbunătăți existența, da? Doar în acele momente lucrurile se vor schimba și, într-adevăr, lucrurile vor merge către o evoluție. Iar această evoluție va atrage, în primul rând, starea ta de bine, care, din punctul meu de vedere, este cel mai important lucru. Este, dar mulți vor veni și vor spune că ești o persoană egoistă. Nu mă refer la tine, ci la modul general. Da, atunci când facem o schimbare, atunci când că... în sfârșit poate vedem și noi lucrurile așa cum sunt, că poate până atunci nu le vedeam din diverse motive, fiind în jurul nostru 5 oameni care spuneau că e bine ca ei și tu singur care erai împotrivă, te gândeai, mă, poate au dreptate. Însă atunci când vezi lucrurile totul, vor veni și vor spune, da, ești egoist. Da, acest adică lucru... cumva nu mai răspunzi nevoilor lor. Cam asta e ideea. Păi asta este ideea și cumva nu mai sunt acea, să spunem așa, fie victima asumată întotdeauna. Adică știi că sunt oameni în tot felul de situații, în tot felul de circumstanțe, care ei întotdeauna vor fi victimele. Da? Și sunt atât de mulțumiți cu această poziție de victimă, încât, Doamne, da? Ei întotdeauna sunt cei agresați, cei lezați, cei nemulțumiți, cei care muncesc extraordinar și nu sunt apreciați, da? Astea sunt poziționări de victimă, da? Pentru că, de fapt, dacă eu am o problemă, fie cu părinții mei, fie cu șefii mei, vis-a-vis de câte energie investesc eu pentru locul respectiv de muncă și cum sunt, sau pentru, eu știu, mediul familial pe care încercăm să-l construim și consider că nu sunt suficient de mult apreciat, nu mă împiedică nimeni să comunic foarte deschis, să comunic asertiv și să spun că eu simt anumite lucruri, că gândesc anumite lucruri în conformitate cu ceea ce simt și că acest lucru creionează o anumită stare a mea. Și nu te împiedică nimeni să fii cinstit și să-ți asumi că poate ești nefericit la acel moment. Da? Într-adevăr, în clipa în care, știi că pe măsură ce oamenii, este greu să gestionezi și tu ca a doua persoană, ca interlocutor, o persoană care vine la tine și spune că este nemulțumită, nesatisfăcută, pentru că iarăși întâlnim și o altă tipologie dincolo de victimă, întâlnim tipologia veșnicului nemulțumit, care oricât de mult i-ai oferi și oricât de mult i-ai da, el tot va fi nemulțumit. Da? De asemenea... Și cum facem să-i mulțumim totuși pe acei nemulțumiți? Mai au o șansă? Știi care este treaba? Sună ciudat, dar chiar asta e ideea. Vis-a-vis, uite, de relațiile parteneriale, am găsit un citat al lui Coco Chanel, care susține asta vis-a-vis de bărbați, dar eu consider că asta are aplicabilitate în toate sferele existenței noastre și spuneam felul următor. Cu cât este mai slab bărbatul, cu atât va avea mai multe pretenții de la femeia cu care este. Și dacă stai să te gândești, cam așa este. Cu cât este mai slabă persoana respectivă, slabă din punct de vedere al abilităților, al capacităților, al modalităților de adaptare și de readaptare la un mediu aflat în plină schimbare, cu atât ea va fi mult mai pretențioasă, să spunem așa. Va cere mult mai mult. Da? În general, oamenii care au o anumită autonomie nu prea au așa mari nevoi de la ceilalți. Înțelegi? Pentru că oamenii respectivi învață ce înseamnă conceptul de self-sufficiency, adică conceptul de suficiență de sine. Adică oamenii respectivi se pot ajuta pe ei înșiși. Știi? Și automat ajutându-se pe ei înșiși, ei sunt pe un canal de dezvoltare în viața lor care îi duce și îi optimizează de la etapă la etapă. Da? În schimb, o persoană care este preocupată, exact cum spuneam mai devreme, să urmărească ce face altul, care este preocupată să ceară întotdeauna de la celălalt, și să aibă întotdeauna tot felul de așteptări care mai de care mai înalte, da? Acea persoană, clar, nu va obține niciodată suficiența de sine.
să ne înțelegem. Și nici nu este centrată către asta. Pentru că, exact cum ai spus și tu, este dificil să-ți asumi răspunderea unor schimbări, să-ți asumi răspunderea acțiunii și să-ți asumi răspunderea de a fi diferit. Este poate mai ușor să îmbraci această mască sau să joci acest rol al victimei, să joci acest rol al nemulțumitului, da? Este mult mai ușor să faci aceste lucruri, este mult mai ușor să ai așteptări de la ceilalți în loc să ai așteptări de la tine. Dar de ce acționează așa omul slab, fie că vorbesc despre femeia slabă, exact cum spuneai tu, citatul sau bărbatul slab? Că până la urmă sunt și femei, sunt și bărbați, nu doar bărbații au pretenții de la, da? Ci și invers. Am întâlnit cazuri și asta o știi și tu. Da, clar. De ce acționează oamenii slabi așa? Adică, de ce să am eu pretenții de la tine când eu sunt slabă? Pentru că este greu ca eu să mă dezvolt astfel încât să devin o persoană autonomă, să devin o persoană puternică, să devin o persoană independentă. Este mai ușor să-și cer ție și să te împroși pe tine cu noroi că mi-ai dat până acum de 10 ori, dar 11 oară nu mi-ai mai dat. Înțelegi că sunt și dăștia. Da. Și sunt foarte mulți. Adică despre ce vorbim? Și este clar că aceste persoane sunt niște persoane nocive și niște persoane toxice. Da? Și atunci aceste persoane trebuie eliminate urgent din viața fiecărui individ atâta timp cât constată că aceste persoane există în viața lor. Da? Pentru că o astfel de persoană întotdeauna nu te va susține în niște demersuri de a acționa, de a face, de a evolua. Odată, pentru că poate nici nu poate, și doi, poate pentru că din limitarea și din nimicnicia aceea a lui sau a ei, nu-și dorește nici ca tu să avansezi, să evoluezi, să te dezvolți. Da? Și sunt foarte, foarte mulți. Din ce păcate. Să mai? Din păcate. Cam asta este realitatea. Ce pot să spun eu, Denisa, este că perfecțiunea nu există. Fie că vorbim despre situații concrete de viață, fie că vorbim despre relații concrete de viață, nu există așa ceva. Perfecțiunea este o noțiune, să spun eu, relativă și totodată și utopică. Dar eu consider că există cu siguranță acea posibilitate de a alege evoluția, de a alege creșterea, de a alege dezvoltarea. Și atunci, cunoscând aceste aspecte, nimeni și nimic nu mă împiedică să-mi asum răspunderea pentru viața personală și să-mi asum faptul că în fiecare zi a vieții mele vreau să devin mai bun decât am fost ieri. Și, evident, toate aceste lucruri presupun în egală măsură și creșterea acelei capacități, nu doar despre care vorbeam eu, respectiv inteligența emoțională, să intru în demersul din acestea de dezvoltare personală pentru o mai bună cunoaștere a emoțiilor și o mai bună gestionare a lor, nu doar aceste lucruri care țin strict de aspectele psihologice, ci și pur și simplu în armarea noastră cu răbdare uneori, cu capacitatea de a rezista și vicisitudinilor, pentru că, exact cum spuneam, nu există perfecțiune și automat neexistând perfecțiune, orice situație are și minusurile ei. Că sunt într-adevăr situații care au minusuri mai puține și situații care au minusuri mai mari, asta este partea a doua, da? Dar ideea este cum putem să facem față cu brio unor situații solicitante în care, de exemplu, ne simțim poate frustrați, ne simțim poate neîndreptățiți, ne simțim poate nevalorizați, neapreciați și sunt multe situațiile de acest gen. Înțelegi? Eu personal am trăit și chiar încă trăiesc o situație care se perpetuează de 10 ani. Înțelegi? Și sunt convinsă cumva în străfundul ființei mele că mai devreme sau mai târziu va exista și un final. Dar pentru a rezista acestei situații așa pe o durată... Și să fie și finalul pe care ți-l dorești de altfel, nu? Mai mult sau mai puțin. Și haide să spun de ce. Pentru că în clipa în care tu îți dorești foarte tare un lucru, este bine să faci un raport foarte realist între ceea ce dai
ceea ce primești și mai ales cât de mult investești pentru obținerea acelui lucru. Pentru că dacă investiția este cu mult mai mare decât, să spun, obținerea lucrului respectiv, respectiv gratifierea, da? Atunci un om rațional ar spune că nu se merită investiția. Deci, cu alte cuvinte, vezi, până și eu am fost pusă în situații, și încă sunt, în care investesc foarte mult, mai mult poate decât ar trebui, deși sunt conștientă că această investiție care merge pe resursele mele interne, de fapt și de drept mă expune frustrării, mă supune exercițiului de tolerare a frustrării, poate zilnic, poate în fiecare moment al existenței mele, și cu toate acestea o fac. Înțelegi? Iar dacă am merge pe această analiză strict situațională, că mă dau pe mine de exemplu, am constatat că, de fapt și de drept, în interiorul meu consider că există o anumită, eu știu, credință, o anumită convingere, care evident este irațională și care evident nu mi-aparține. Ce funcționează? Funcționează, cum să-ți explic eu ție? Deci, gândește-te cât de complex este ființa umană. Eu conștientizez că există asta mă gândeam, da. Acea credință, conștientizez că este irațională, da. Și cu toate acestea, 10 ani de zile, am împins în aceeași direcție. Și știi de ce? Îți explic imediat și de ce. Și asta te întreb, te-ai gândit vreodată să renunți? Nu m-am gândit să renunț. Pentru că, exact cum îți spuneam, provine dintr-o chestiune irațională. În sensul în care undeva... Iraționalul cu iraționalul și-au dat mână și totul da, e în regulă, irațional, da? În sensul în care eu consider că de ce un lucru este mai provocator, mai dificil, mai solicitant, cu atât este mai interesant să-l ai și să-l cucerești. Înțelegi? Dacă este un lucru facil, înseamnă că este cam pentru toată lumea. Da, și atunci din start nu este foarte interesant. Însă sunt convinsă că va exista un moment după ce îl voi obține sau după ce voi obține gratifierea, va exista acel moment în care, cel puțin pentru o perioadă de timp determinată, mă voi despărți de lucrul respectiv. Păi vezi. Da. Da. Tot așa de mult ca să ajungi acolo și apoi... Și apoi vei avea capacitatea, și... exact, pentru că deja va fi... Și știi de ce apare această chestiune? Pentru că, exact cum am spus, fiind prinsă într-un demers irațional, investești mai mult decât primești. Și revenim la omul ăsta frumos. Nu mai avem foarte bine, mai avem ceva timp, dar cum să facem totuși să fim frumoși? Un om frumos, din punctul meu de vedere, este acea persoană care are atât un interior frumos, cât și un exterior frumos. Sunt, desigur, și cazuri în care, din diverse motive, există anumite aspecte care țin de înfățișarea fizică, aspecte care fie nu există posibilitatea să fie corijate, fie pur și simplu aici ai un calcul inclusiv acele dizabilități de natură fizică, un exemplu. Însă, cu toate acestea, persoane, există persoane și poveștile lor deja inspiră pe alții, pentru că în ciuda dizabilităților pe care le-au avut și cu care s-au confruntat, au reușit să facă ceva cu viața lor și mai mult decât atât au reușit să devină niște exemple inspiraționale pentru ceilalți, în sensul în care reprezintă o sursă de motivație continuă și o sursă de inspirație pentru cei care poate au niște situații mult mai comode decât situațiile de viață ale acestor persoane. Deci iată cum constatăm că frumosul există chiar și acolo unde poate lipsurile au fost mari și au fost acute. Cu atât mai mult, pornind de la acest gen de exemple, consider că
noi ceilalți care de bine de rău ne bucurăm în primul rând de o stare de sănătate, avem responsabilitatea de a ne asuma faptul că fericirea este, fericirea noastră depinde doar de noi. Putem, desigur, prin cunoaștere să ne dezvoltăm zone de interes astfel încât să ne optimizăm viața și să ne optimizăm în egală măsură și modul nostru de a interacționa cu ceilalți, optimizând în acest fel și viețile celorlalți. Iar aici, prin cunoaștere, ați văzut și în ora trecută, după cum am prezentat, ideea că omul poate fi și de fapt este arhitectul propriei vieți și dacă aș fi dus discuția către o zonă care ține, consider eu, mai degrabă de spiritualitate și de abilitatea fiecăruia de a crede în ceva ce nu poate fi neapărat observat, cuantificat, măsurat, atins, atunci, cu siguranță, am putea constata că țelurile noastre devin realitate. În momentul în care o persoană crede cu tărie într-un lucru, evident, gândește, simte și acționează în vederea îndeplinirii sau obținerii acelui lucru, acel lucru, mai devreme sau mai târziu, va apărea în viața lui sau a ei, chiar dacă uneori durează și 10 ani sau mai mult. Da? Iar vis-a-vis de capacitatea de a amâna, eu știu, premierea sau capacitatea de creștere a toleranței la frustrare, dăm voie să spun că putem întotdeauna să ne raportăm rațional la ceea ce ne dorim și dacă la momentul acesta poate nu obținem ceea ce vrem, ceea ce ne dorim, pentru ceea ce muncim, putem să gândim că poate nu este un moment potrivit. Pe asta spun și să obținem acel lucru. Efectele, poate într-un termen mai scurt decât ți-ai fi imaginat, tinzi să renunți. Păi ok, nu merge așa. Ideea e greșit este, sau nu? Vezi tu, în mod normal, aș recomanda că dacă investiția depășește cu mult eu știu, obținerea acelui lucru sau premierea în sine, aș recomanda ca persoana să fie reținută, adică să nu meargă pe un termen extrem de lung. Știi? Că până la urmă, dacă te încăpățânești și te încăpățânești să obții ceva, este foarte probabil să nu ajungi foarte curând la acel lucru. Și atunci poți întotdeauna să adopți inclusiv un stil de gândire flexibil, care în egală măsură îți aduce și anumite satisfacții în sferă emoțională, această flexibilitate cognitivă, în sensul în care poți gândi că poate nu este momentul potrivit, poate că ești ferit de anumite urmări pe care nu le cunoști și care poate nu ți-ar conveni neapărat și că realitatea, fiind caracterizată de imperfecțiuni pe dar rândul, inclusiv acel lucru pe care ți-l dorești și care ți se pare alfa și omega-ul vieții tale, poate avea o serie largă de imperfecțiuni, o serie largă de minusuri și poate că nu este atât de poleit cu aur precum pare. Și poate că de cele mai multe ori un lucru, cu toate că ți-l dorești foarte mult și ți se pare ceva wow să-l ai, vine la pachet și cu un alt soi de responsabilități, un alt soi de asumări de situații care poate nu este momentul să le faci loc în viața ta. Acest gen de flexibilitate cognitivă, da, te ferește de dezamăgire, te ferește de emoții negative, te ferește de tristețe, te ferește practic de o gamă largă de trăiri care aduc un disconfort major atât în plan psihologic cât și în plan fiziologic. Da? Eu cunosc persoane care pentru un anumit cel în viață și-au sacrificat sănătatea.
Înțelegi? Iar în clipa în care deja vorbim despre minusuri în sfera sănătății doar de dragul de a avea ceva sau de a fi undeva sau de a ajunge undeva, deja consider că investiția este mai mare decât profitul, să spun așa. Și nu știu în ce măsură chiar este cumva justificat de ceea ce obții. Pentru că eu consider că indiferent cât de ok ar fi țelul tău sau indiferent cât de strălucitor ar fi ceea ce îți dorești, este bine totuși să nu sacrifici sănătatea. Dar pentru că o salvezi din anumite situații. Da, corect. Deci, vezi tu, Denisa, nu pot să spun că recomand 100% renunțarea la ceea ce îți dorești sau recomand 100% armarea și mersul tot înainte. Nu. Calea de mijloc, dacă vrei. Poftim? Calea de mijloc. Fie calea de mijloc sau cel mai corect ar fi calea personală. Ce își dorește fiecare pentru el însuși sau cât de important este acel lucru pentru persoana respectivă. Tot la autocunoaștere ajungem. Evident. Deci, cumva, aceste discuții, dacă observi, ele sunt circulare. Și ele sunt circulare, inclusiv conceptele pe care le discutăm, se nasc unele dintre altele și toate au legătură cu ele, împreună formând un întreg. În momentul în care acest întreg este cuprins, putem să ne folosim atât de analiză cât și de sinteză, pentru a genera niște modificări pozitive în mediul nostru, în viața noastră și implicit în acest fel putem să ne creăm un obiectiv din a deveni un om sau niște oameni frumoși. Mai avem 5 minute, aș vrea o concluzie la ce am discutat prima oră și apoi la ce am discutat în această oră, pentru că așa cum spuneai, toate se leagă între ele, deci nu va fi ceva ce să nu înțeleagă cineva. Ok. Prin urmare, dacă tema de discuție a acestei ediții a fost de a fost aceea de gândire intuitivă sau al șaselea simț, am văzut că de fapt există o legătură foarte puternică între procesele psihice, atât superioare cât și cele primare, procese de cunoaștere și de adaptare la această lume, cât și procesele afective. De aici am discutat atât despre inteligență ca și capacitate sau abilitatea general umană de a se adapta superior la situațiile cu care ne confruntăm, după care am vorbit despre faptul că există noi concepte legate de inteligențele multiple și am vorbit despre inteligența emoțională și implicit despre această inteligență intuitivă care cumva este legată de noul concept de inteligență a inimii și am văzut că atâta vreme cât există un acord între ceea ce gândește un om și ceea ce simte, cât și cum acționează, toate aceste lucruri au impact nu doar asupra stării sale psihologice, ci și asupra activităților lui, dar mai ales au impact asupra unui câmp energetic sau unui câmp electromagnetic care influențează nu doar individul, cât și interacțiunea individului cu ceilalți oameni. Iar pornind de la aceste aspecte, am încercat să dezvoltăm pe parcursul celei de-a doua ore ideea că oamenii au implementate un set sau seturi de atitudini și convingeri care mai de care poate mai iraționale, mai disfuncționale și care poate nu le aparțin, că în loc să se concentreze pe lucrurile care într-adevăr le-ar fi utile, respectiv obținerea unui sens în viață, evoluție, dezvoltare personală, dar și profesională, preferă mai degrabă lipsa de asumare și lipsa de a face un efort în contextul în care poate dacă fiecare dintre noi am încercat să devenim în fiecare zi niște oameni mai buni decât am fost ieri, în mod cert, având în vedere și discuția din prima oră, lumea în care am trăit ar fi una cu totul și cu totul mai bună și probabil că nici nu ne-am mai confruntat cu iarna la începutul lunii martie. Deci
Chestia asta tot păi de noi ține, da? Adică trebuie să vedem totul în ansamblu, inclusiv la nivelul de interacțiune a omului, a oamenilor cu planeta. Ne întrebam despre acea glandă, da, dacă ea este de vină sau nu. Păi bineînțeles. Așa și noi. Da, și să nu uităm de faptul că am adus în discuție glanda pineală, care are un rol extraordinar de important și care, în mod cert, alături de alte structuri cerebrale, deci atât că aduc în discuție elemente legate de fiziologie, ele pot influența foarte puternic întreaga stare de sănătate și de echilibru. A, da, și am mai discutat despre lucrarea domnului profesor Dulcan, inteligența materiei. Reiterez cu această ocazie informația că, într-adevăr, în noi există inclusiv capacitatea de a ne autovindeca și capacitatea de a ne optimiza inclusiv starea de sănătate atâta vreme cât există acel flow, acea scurgere sau acea curgere lină între ceea ce gândim, ceea ce simțim și cum acționăm. Ai dreptate și spuneam că și eu am stat de vorbă cu domnul doctor și la fel spunea, da? Deși spuneam că noi românii suntem obișnuiți să mergem la doctor, să mergem acasă cu plăsuța de medicamente și când nu le primești se spune, a, pe asta cred că nu e bună. Ioana, mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc. Iată că am ajuns la final, sunt Denisa Catrinu, ne vedem însă la ora 13 la Absolut News. Pe curând!